Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, domnule președinte al Curții de Conturi a României, domnule președinte al Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit, domnule auditor general al Instituției Supreme de Audit a Statelor Unite ale Americii, doamnelor și domnilor miniștri și parlamentari, excelențe, stimați invitați, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră la celebrarea unei instituții reprezentative pentru modernizarea României. Acum 160 de ani, înțelegând că integritatea și responsabilitatea financiară sunt piloni fundamentali pentru orice stat modern, Alexandru Ioan Cuza a pus bazele unei autorități care avea să devină un simbol al maturității statale și al progresului pentru națiunea noastră. Curtea de Conturi a fost, de la bun început, expresia năzuinței de a așeza statul pe principii solide, un stat în care utilizarea banilor publici să fie guvernată de corectitudine, eficiență și transparență. În prezent, rolul Curții de Conturi depășește sfera economico-financiară proprie obiectului său de activitate. Este esențial ca instituția Curții de Conturi să fie un reper de profesionalism, mai ales în contextul actual în care fondurile europene și finanțele publice susțin puternic modernizarea și dezvoltarea României. Salut inițiativa de a sărbători acest moment de referință pentru întregul arc de transformare instituțională și politică pe care l-a parcurs România în ultimul secol și jumătate. Înființată în contextul unor schimbări politice majore pentru România, Curtea de Conturi a evoluat împreună cu națiunea noastră, consolidându-și rolul într-un sistem democratic care a cunoscut atât ascensiuni semnificative, cât și provocări considerabile. Acest moment aniversar ne oferă însă și oportunitatea de a evalua exigențele prezentului și de a înțelege pașii necesari pentru viitor. Aflați acum într-o altă etapă a evoluției noastre istorice, reperele integrității și ale responsabilității publice sunt cruciale pentru securitatea națională, pentru dezvoltarea economică și poziționarea strategică a țării noastre pe scena internațională. România se află astăzi într-o conjunctură de o complexitate nemai întâlnită în ultimele decenii. Războiul din Ucraina și reașezările geopolitice neprevăzute din estul Europei ne arată că suntem martorii unei redimensionări a polilor de putere, iar țara noastră are un rol central în această ecuație. Prin coerență principială și predictibilitate strategică, România a ajuns astăzi în punctul în care rolul său regional devine factor de echilibru și stabilitate în contextul geopolitic actual. În calitate de stat membru al Uniunii Europene și al NATO, suntem conștienți de responsabilitățile noastre față de stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Dar poate la fel de important este să înțelegem că România nu poate pretinde un loc de frunte pe scena externă fără o administrare transparentă și eficientă a resurselor sale interne. În fața unor crize multiple, de la cea energetică la cea financiară și de securitate, eficiența, integritatea și sustenabilitatea modului în care sunt gestionate resursele devin elemente obligatorii
pentru competitivitatea și reziliența națională. Monitorizarea fondurilor structurale, linie vitală de dezvoltare economică a României, trebuie să fie însoțită de o capacitate robustă de anticipare și de prevenire a riscurilor cu care ne confruntăm. În acest sens, calitatea politicilor economice este un factor esențial, iar Curtea de Conturi are un rol important în ecuația responsabilității economice. În contextul volumului fără precedent al fondurilor structurale și de coeziune alocate României până în 2030, trebuie să mobilizăm în continuare toate energiile prin care să transformăm fundamental economia și societatea noastră. Aici se află unul dintre punctele de inflexiune pentru economia României. Oportunitatea imensă a acestor fonduri trebuie lipsită de riscul unei gestionări slabe, care ar putea adânci problemele structurale. Așa cum s-a văzut în alte momente de criză, succesul nu depinde doar de accesarea resurselor, ci și de modul în care acestea sunt utilizate pentru a genera prosperitate sustenabilă. Astăzi, este nevoie de a proteja mai mult ca oricând stabilitatea și suveranitatea prin politici coerente și instituții puternice, capabile să genereze și să susțină competitivitatea economică, securitatea energetică și sustenabilitatea socială. România a intrat deja pe direcția unor transformări structurale majore, care vor defini prezentul și, cu siguranță, vor prefigura viitorul apropiat. Digitalizarea, tranziția energetică și consolidarea unui model competitiv de dezvoltare. Tocmai de aceea, Curtea de Conturi trebuie să-și asume și un rol proactiv într-o arhitectură a viitorului bazată pe noi paradigme. Doamnelor și domnilor, în ciuda tuturor crizelor suprapuse din ultimii ani, România a demonstrat o reziliență economică notabilă și o bună adaptare în fața provocărilor globale. Performanțele economice din ultimii ani nu sunt doar reflectarea unei evoluții inerțiale, ci și dovada unui efort comun și susținut de valorizarea avantajelor noastre economice și instituționale. Curtea de Conturi a făcut pași esențiali în ultimii ani în direcția consolidării profilului său instituțional în context internațional și trebuie să rămână un partener activ în obiectivul nostru de susținere a unei economii performante și un actor consecvent în modelarea unui viitor economic inovativ și competitiv. Se impune de asemenea ca autoritățile statului să-și păstreze loialitatea față de valorile unei democrații sănătoase, bazate pe integritate, transparență și responsabilitate. Stimați invitați, o instituție puternică nu poate exista fără oameni dedicați. Vă transmit așadar mulțumiri tuturor celor care vă puneți cunoștințele, energia și principiile de viață în slujba națiunii. La mulți ani, Curții de Conturi a României și mult succes în continuare. Mulțumesc!